A stat vreodată la marginea unui nivel în jocul vostru preferat și v-ați întrebat ce e dincolo? Ce este cu un pas mai departe? Zidul ăla de acolo, de la ce este? Ce a fost acolo? Vreau să știu, vreau să mă duc acolo, vreau să văd totul. Vreau să văd această întreagă lume. M-am întrebat asta despre multe jocuri, inclusiv despre Diablo. Ce putea fi mai departe? Ce ascundea acest joc în adâncurile sale? Pe vremea aia nu prea exista internet, adică nu așa cum avem cu toții acum, de poți apăsa un buton sau poți spune un cuvânt într-un telefon și ai acces la totul, fără nicio limitare. Erau vremuri diferite, vremuri în care nu știam, nu aveam cu cine să vorbesc despre asta, pentru că nu era. Nu mai știam pe cineva care să-și fi pus această întrebare. Ce e dincolo de râu? La ce este acel gard, acel zid, acea ruină? Așa că am făcut singurul lucru care știam să-l fac. Am încercat să mă uit prin fișierele jocului. E un obicei pe care l-aveam destul de mult la acea vreme, special din cauza lui Diablo. În ultima vreme nu, pentru că nu prea mai permite timpul, unul la mână, și doi, știu cam cum sunt făcute jocurile contemporane. Am vorbit cu oamenii care le-au făcut. În cazuri izolate am avut o contribuție la producția lor cu idei tâmpite. Nu este la fel de multă magie acum, la fel de mult mister. Este doar un produs, o industrie. N-am văzut niciodată Diablo ca fiind asta. În mare parte pentru că ce am găsit în el chiar m-a uluit. Cu chiu cu vai am dat acum vreo 13 ani peste un program numit MPQ Editor. MPQ este formatul standard de arhivare și structurare a datelor folosit de cam toate jocurile Blizzard. Nu mai știu sigur dacă Warcraft 2 le folosea, dar de la Diablo toate le folosesc. E un format pe care îl găsiți acum și în jocuri ca Hearthstone. Așa că dacă sunteți speologi amatori, este un instrument util să-l aveți la îndemână. Mai era încă un numit Dragon Unpacker ce spunea că avea suport cam pentru toate. Oh, și cât m-am distrat cu ăla dezarhivând tot felul de jocuri. Dar niciunul n-am găsit atât de multe chestii ca în Diablo. Unul dintre cele mai grozave jocuri ale vremii sale. Atmosferic, plăcut de jucat, oferea o provocare. Avea multiplayer prin internet pe care nu l-am jucat vreodată pentru că cine mai joacă Diablo pe internet acum. A fost un succes răsunător pentru Blizzard, însă nu un joc care a avut tocmai parte de tot timpul necesar pentru producție, pentru că n-a avut. Sunt atât de multe lucruri neimplementate, dar care au ajuns în varianta finală încât nu poți decât să te minunezi ce fel de joc putea fi. O predominantă același, dar cu atât mai multă substanță, cu atât mai multe caracteristici. Iar această imagine ilustrează cam cel mai bine totul. O imagine care arată toate obiectele care sunt în joc, sunt fișierele lor acolo, de artă cel puțin, doar că nu sunt disponibile practic în niciun moment în gameplay, în joc. Există, dar în același timp nu, sunt nefolosite. Și aș dori să vă atrag atenția în special la săbile din mijloc, Azurath și Shadowfang. Dacă ai jucat Diablo 2, le știți. Azurath se spunea că era sabia pe care o avea Izzual, deși practic puteai să-l omori cu ea pentru că o puteai găsi ori înainte, ori după. Era un Crystal Sword, destul de bun la vremea sa. Iar Shadowfang era o săbiuță ochi-dochi, adică n-avea nimic special din calea afară, dar în Diablo 1, erau foarte diferite. Shadowfang nu era doar o sabie, Shadowfang era o misiune întreagă. Shadowfang avea propriul său personaj legat de misiune în joc, un preot numit Tremaine. Încă mai puteți auzi vocea asta dacă vă plimbați prin fișierele lui Diablo. Lazarus has paid the price for his betrayal and justice is served. For your services this day, I bestow this mace unto you. Its name is Lightforge, and it is the holiest of our order's artifacts. Fișierii care la vremea lor arătau cam așa. Fișier, număr, extensie de obicei necunoscută. Doar recent, adică foarte recent, am găsit lista cu numele fișierelor. Până atunci, umblam orbește dintr-un în altul încercând să pun cap la cap ce exact era Diablo. Care era adevăratul Diablo? Țin minte că am făcut toată o postare prin
2004, cred că pe forumul Level, în care spuneam uluit de ce am găsit odată în Diablo, cât de complex trebuia să fie, ce mai trebuia să aibă, și lumea nu mă credea că cum, că n-ai cum să fie acolo fișierele, nu le găsesc, sau acolo să găsești tu chestii trestii. Ok, doar unul a spus asta, dar atunci mi s-a dat un link la un loc în care părea că lumea chiar încerca să pună totul cap la cap. Și deodată nu mai eram singur și era minunat, în special pentru că eu aveam câteva neclarități referitoare la ce exact se întâmplă. Și anume, cine era acel Tremaine? Tremaine era un preot al Zakarum. Dacă mai țineți minte, este religia aia din Diablo 2, la care aparține și Paladinul. Era religia care, practic, urmărea și Leoric și Lazarus și cam toată. Era ca un fel de creștinism în lumea asta. El venea acolo așa mai aleator, în Tristram, nu apărea din start, era activ doar pentru câteva questuri, iar partea esențială, murea, putea să moară. Când terminai misiunea cu Shadowfang, sabia îl omora. Shadowfang era în joc imens de puternică, putea să smulgă sufletul cuiva. Misiunea ta era să, bine, practic după ce deja îl omoară pe Tremaine, pentru că a vrut să țină sabia ca să o exorcizeze, să o distrugi pe Hellforge, același Hellforge pe care distrugi câteva Soulstones în Diablo 2. Ajungeai chiar atât de adânc în iad, sau trebuia să ajungi atât de adânc în iad în Diablo 1. Te întâlneai cu vrute și nevrute. Știți pe Asmodan și Belial, în special pentru că apar proeminent în Diablo 3, dar doi locotenenți de ai lor erau în Diablo 1. Amândoi au fost invocat de Horazom în sanctuarul său Arcan, care era în Diablo 1. Ăla din Diablo 2, știți? Ăla bizarul cu geometrie ce pare imposibilă. Locația aia ca locație, adică nu ca reprezentare grafică exact la fel, trebuia să fie în Diablo 1. Iar acolo erau acei doi demoni pe care trebuia să-i bați. Trebuia inițial ca să poți intra și într-una din case pentru a te bate cu niște viermi care mai târziu apăreau la un alt nivel din catacombe. Deci puteai să intri într-o casă. Asta e ceva ce tare aș fi vrut să poți să faci în Diablo 1. În Diablo 2, când am văzut că poți intra în casele alea din pustietate, eram deja cucerit. Asta vreau să fac de ani de zile, să văd și acolo, să văd cum arată. Poate acolo găseam ceva secret, poate acolo găseam o vrajă misterioasă, pentru că erau multe vrăji care au fost scoase din joc. Vrăji care te făceau invizibil, vrăji care aparent făceau cranii să apară. Erau vraje care lăsau o santinelă, de fapt un ochi mare, ce te păzea oarecum. Acel ochi, când apărea, era inițial închis, dar când se deschidea, producea un zgomot. Este zgomotul pe care îl știți în Diablo 1 de la Town Portal. Vrașa aia mereu părea de parcă suna ca acel sunet pe care îl mai auzi în unele desene animate atunci când cineva cască ochii. Și asta chiar era. De acolo venea sunetul. De la acea vrajă. Multe vrăși erau și în locații prestabilite, adică Guardian, ăla cu Hydra sau cum îi spune, îl găsești în Chamber of Bone Park în Diablo 1. Inițial puteai să găsești Golem Park într-o altă locație, nu mai știu exact care. Park în Arcane Sanctuary era Golem, după ce îi băteai pe cei doi generali. Jocul a evoluat excesiv de mult pe parcursul producției sale. Vreau să bage în el o cantitate atât de mare de conținut încât au cam rezervat-o apoi pe toată sau reproiectat-o pentru a o integra în Diablo 2. Diablo 2 conține multe lucruri care sunt, le poți auzi, le poți chiar oarecum vedea în Diablo 1. Spre exemplu, o știți pe Andariel, nu apare fix în primul act, e greu de pratat pentru că arată cum arată. Apare în Diablo 1. Te băteai cu ea în Diablo 1. Te băteai cu ea în pădurea de lângă Tristram. Ok, poate nu chiar fizic în pădure, ci într-o catacombă de sub pădure, dar totuși. Te puteai duce în afara orașului și asta tare aș fi vrut să pot să fac. Ideea era că ea și sachebăsale sale tot răpeau oameni din oraș și trebuia să o mori. Și reușeai. Dar partea care chiar era interesantă, misiunea asta o primeai de la Jillian, care în varianta normală lui Diablo 1 este complet inutilă, nu face absolut nimic. Doar în expansion parcă mai spune câte ceva și o să ajung de data la expansion. Dar în varianta de bază era un personaj inutil. Cam la fel de inutil cum este și Farm, care iarăși în varianta originală, în varianta extinsă, varianta adevărată a ceea ce trebuia să fie Diablo, chiar îți spunea chestii pentru că el, în vremea în care încă mai era întreg la cap, a călătorit până în iad și a scăpat cu viață. Și de atunci se îmbată în mod constant ca să uite ce a văzut acolo. A văzut Pandemonium Fortress, actul 4 din Diablo 2. Puteai ajunge acolo în Diablo 1. Poate nu chiar în varianta sa din Diablo 2, dar ideea sa era acolo. Erau și locații secrete, ceva ce era numit Marea Fără de Soare,
care habar nu aveam ce era, dar suna atât de interesant. O mare fără soare sub pământ. Și aparent intrai acolo prin manipularea unui butoi. Iar partea cea mai bună dintre toate, exista o limită de timp în care puteai termina Diablo fără să fie al naibii de imposibil. Știți cum în Diablo 3 jocul începe cu o cometă izbindu-se de catedrală și făcând chestii, nu? Vorbeam cu un amic acum ceva vreme și spunea că chestia cu cometa prevestind sfârșitul îi se părea o tâmpenie, că ce legătură are o cometă cu Diablo, cu altele, totul. În Diablo 1 avea o hartă. O găseai la un moment, era o hartă stelară. Acea hartă arăta cam ce vedeți acum pe fundal. Când două stele se vor suprapune, Diablo va fi la putere maximă. Trebuie să oprești sacrificiul și să-l bați până când se întâmplă asta, pentru că altfel va fi al naibii de greu, de bătut. Dacă eșuezi, încă mai poți încerca, și mi se pare că te băteai cu el și cu Lazarus simultan dacă nu l-ai omorât, și era mult mai greu. Diablo trebuia să conțină numeroase alte misiuni secundare, obiecte, chestii, le găsiți pe toate, într-o măsură sau alta, pomenite, menționate, rostite de un personaj în toate acele fișiere din MPQ, adică Lightbringer. Țin minte că Lightbringer era o cască în Diablo, dar era de fapt sau trebuia să fie inițial răsplata ta pentru că l-ai omorât pe Lazarus pe care ți-o dădea preotul Tremaine. Aveai arme care după ce le găseai sau o armă specială care își activa o proprietate specială când omorai un anumit monstru. Tot ce am găsit în acel fișier îmi dădea așa o impresie că n-am jucat Diablo pe care trebuia să-l joc. Cel adevărat. La ceva timp după am reușit să fac roșii de expansionul său care nu a fost făcut de Blizzard, dar a fost făcut de oameni care au înțeles. Studioul Synergistic Software a fost cam ultimul joc la care au lucrat după care s-au orientat pe software și au schimbat numele și au făcut diverse alte chestii. Hellfire adesea nu este luat în considerare de prea multă lume, pentru că iarăși nu este făcut de Blizzard. Mulți se uită la el ca fiind așa o chestie făcută așa pentru bani, că vroia să era bani, n-are nicio legătură, nu se leagă, Valea. Nici Blizzard nu-l va băga vreodată într-o compilație de lor cu Diablo, dar ar trebui. În Hellfire găsești împlinirea câtorva din acelor idei care trebuiau să fie parte din Diablo. Spre exemplu, Marea Catacombă cea nouă cu gândacii, aia seamănă mult cu ceea ce trebuia să fie în Diablo cu acei gândaci care invadaseră casa în care trebuia să intri și care mai încolo trebuiau să pară la un alt nivel. Ai uleiuri. Uleiurile, alea care le pui pe o armă și parcă temporar sau permanent au un efect asupra armei, alea erau în Diablo 1. Trebuiau să fie în Diablo 1, doar că nu au fost făcute, nu au fost implementate. Dar rămășițele ale lor sunt acolo și au fost folosite în Diablo Hellfire. Poți alerga în oraș ceva ce este grozav, poți să iluminezi obiecte, iar toată acea poveste cu Nacrul, cu dacă găsești o hartă, poți să dai de el, poți să deschizi o criptă, dacă vorbești niște cuvinte, va fi mai slab în lupta finală. Asta chiar era parte dintr-un quest din Diablo 1. Nu era Nacrul, era un alt demon, dar era acolo. Și practic este invocat de Horazom, Nacrul. Așa că într-un fel sanctuarul său este în Hellfire. Nu e canonic, desigur, pentru că în momentul ăsta Blizzard au cam distrus canonul lui Diablo 1 și au încercat să-l îmbunătățească în felul lor. Cât de bine nu știu, pentru că iarăși nu am terminat Diablo 3, am jucat doar demo-ul său și nu l-am prins la super ofertă. Iar Hellfire mai avea câteva chestii care nici ele nu au fost prea bine implementate. Trebuie să luați Hellfire ca ceea ce este, un expansion ce a fost produs pe brânci. A avut doar câteva luni ca să-l facă și pentru ceea ce a ieșit, chiar dacă nu avea suport pentru multiplayer din start pentru că n-au avut când să-l facă, a fost minunat. În special pentru că nu s-au limitat doar la a lăsa câteva chestii în fișierul MPQ pe care n-au putut să le termine și atât, cum a făcut Blizzard. A oferit oportunitatea de a le activa prin command.txt, dacă scrii TO Quest, Cow Quest, Multitest, Bar Test, Barbarian Test, poți activa în esență clase de personaje noi și misiuni suplimentare cu personaje ce apar în orașe. O, sigur, clasele folosesc aceleași modele ca Warrior și Rogue din Diablo 1, bine și mai adaugă și Mancul care era deja parte din expansion, ce mai târziu a fost folosit și de Blizzard pentru Diablo 3, însă Bar
Druidi și barbarieni sunt clase proprii, au statistici diferite, au abilități diferite. Bard poate căra două arme. Asta schimbă mult. Bard e cam cel mai OP personaj pentru că practic ar putea să înveți Apocalypse și ar fi totuși o luptătoare destul de pricepută. Și chestia amuzantă, uitați-vă de asta. Dacă vă uitați prin imaginele mai vechi a lui Diablo 1, revin la el, vedeți că ocazional apare un personaj diferit pe acolo prin ele, îmbrăcat așa mai în albastru cu un arc. Ăla este Arcașul, o clasă ce a fost scoasă din joc și a fost regândită ca rogue. Revenind la Hellfire, printre misiunile noi ai una la care trebuie să găsești o piele de elan, aparent. Ce fază amuzantă, chiar era în Diablo 1. Dacă te uiți pe lista de fișiere, chiar era o piele de elan, era și una de măgar, care habar nu am ce era cu aia. Poți chiar să-l transformi pe tipul ăsta într-o vacă, pe Lester, adică într-un tip îmbrăcat într-o vacă ce cere o piele de elan pe care o iei de la un monstru. Dar mai important, adaugă un personaj numit Celia, care n-apare din start, apare așa mai încolo, așa mai aleator aproape, s-ar putea spune. Îți dă o misiune, cea de a recupera un ursuleț de la un monstru. Mai că după ce îl aduci, după ce îl dai, dispare și lasă în urmă o recompensă, parcă tot ursulețul. Asta este literalmente structura misiunii finale a lui Tremaine. N-am făcut eu legătura asta, a fost făcut de site-ul diabloevolution.net, care din câte văd, dacă aș fi știut de el acum 15 ani, bine, nu era site-ul acum 15 până din 2006, dar acolo sunt informații din belșug despre tot ce a fost scos din Diablo, despre cum arăta Diablo pe vremuri. Câteva fișiere mai lipsesc pentru că site-ul este cam abandonat de vreo 5 ani sau 4 ani măcar, dar important este că încă mai poate să le vadă lumea. Personal tot recomand experiența la primă mână, adică pentru mine a fost ceva inedit, ceva care m-a făcut să mă gândesc într-un alt fel la modul în care sunt făcute jocurile. Când toate fișierele alea se află ceva, acolo este scrisă o poveste, acolo este scrijelită în biți documentarul producției acestui joc. E munca acelor oameni, este efortul pe care l-au depus ca să facă acel joc. Acel joc așa cum trebuia el să fie, cum a vrut ei să-l facă, nu cum a ieșit neapărat. Este ca un fel de oglindă către un trecut secret. E arheologie digitală, speologie prin cavernele nebuloase ale informațiilor lăsate la marginea drumului. Te ajută să înțelegi mai bine jocul, de ce este așa cum este, de ce apare un personaj sau urma sa sau o umbră într-un loc în care n-ar trebui să fie. Diverse proiecte au încercat de-a lungul anilor ca să precreeze Diablo așa cum trebuia să fie. Unul l-ați văzut astăzi, cel în care erau amplasate diferit clădirile din Tristram și personajele, doar că nu era o variantă completă. Nu prea am văzut să fie una care să le aibă încă chiar pe toate. Nici nu știu sigur dacă în acest moment mai încearcă cineva să facă asta, pentru că au trecut deja 20 de ani de când a fost lansat, de când a fost văzut pentru prima oară Diablo 1. 20 de ani și eu încă mă mai uit prin fișiere. De ce? Pentru că Diablo 1 era un joc grozav, adică atmosfera pe care o crea, lumea pe care o întemeia, la care făcea aluzie. Cea pe care am găsit-o în acele fișiere întrece cu totul Diablo 2 și Diablo 3. Dar e ușor să spui asta despre aluzii, pentru că sunt doar aluzii, doar imaginația mea încercând să umple golurile și se întâmplă ca imaginația mea să fie al naibii de interesantă. Dar n-ar fi fost fără structura stabilită de Condor, de Blizzard North, de Blizzard cu primul Diablo. Vă încurajez să explorați. Luați un joc, luați orice joc știți voi de acum ceva vreme și căutați prin el lucruri. Vedeți ce n-a fost băgat în el, ce au scos, ce era pe acolo să fie aproape gata implementat. Pentru mine a fost o experiență transformativă. Poate că pot beneficia și alții de pe urma așa ceva.